Bacalaureat 2020, model oficial pentru clasele de Mate Info, testul numărul 10. Subiectul 1 roman. Materia claselor 9-10. Primul exercițiu. Determinați partea reală a numărului complex z egal cu 3 plus 2i pe lângă 3 minus 2i minus 4 minus i. Să rescriem acest număr complex. Da? Scriem așa cum este dat el. Vom aduce la forma generală a numărului complex. Pentru aceasta trebuie să efectuate calculurile propuse aici. Deci este egal cu, trebuie să mulțim prima dată cele două paranteze, sesizăm faptul că avem oportunitatea aplicării unei formule de calcul prescurtat și nu vom ezita să facem acest lucru. 3 plus 2i pe lângă 3 minus 2i, deci a plus b pe lângă a minus b, este a pătrat minus b pătrat. Deci 3 la pătrat, minus 2i, iată totul la pătrat, minus paranteza a doua, deci este vorba aici de al doilea termen al acestei scăderi, 4 minus i, desfacem paranteza, minus 4 plus i. Este egal cu 3 la a doua este 9 minus 4 ori i pătrat. Explicăm pentru toată lumea. Minus 4 plus i. Este egal mai departe. Avem mai întâi 9 minus 4 este 5. Putem să reducem deja din termeni asemenea. Deci 5 minus 4 ori i pătrat. I pătrat este minus 1, deci minus 1, este numărul imaginar i, și plus i. Egal mai departe, 5, minus 4 ori minus 1 este plus 4, plus i. Egal cu 9 plus i. Partea imaginară, pentru că numărul complex în general este de forma a plus bi, partea imaginară este 1, iar partea reală este 9. În textul exercițiului se cere partea reală. Deci, real de z este egal, bineînțeles, cu 9. Trecem la următorul exercițiu, 2. Se consideră funcțiile f definit pe r cu valori în r, dat de legea f de x egal cu 3x plus 2, și g definit pe r cu valori în r, dat de legea g de x egal cu 2x minus 3. Calculați f compus cu g de 2. Să rescriem legile prin care sunt date cele două funcții. Iată funcțiile f și g. Și să ne ocupăm acum de f compus cu g de 2. Să calculăm această valoare a funcției compuse. Deci f compus cu g de 2. Conform definiției funcției compuse, f compus cu g de 2 sau de x în general este f de g de x. Deci în cazul nostru este egal cu f, iată, de g de 2. Aceasta prin definiția funcției compuse. Este egal în continuare g de 2, iată, g de 2, valoarea funcției g în punctul 2, înlocuim pe x cu 2 în legea funcției g, deci este 2 ori 2 minus 3. Este egal cu 4 minus 3 egal cu 1. Deci g de 2 este 1 și atunci avem f de 1. Iar f de 1, da? F de 1 este egal cu 3 ori 1 plus 2 este egal cu 3 plus 2 egal cu 5. Deci am ajuns la F de 1 care este egal cu 5. Următorul exercițiu, 3. Rezolvați înmulțimea numerelor reale ecuația. Radical indice 3 din 2 la puterea 6x egal cu 16. Să rescriem ecuația. Este o ecuație irațională și exponențială în același timp, pentru că x se află și la exponent, dar se află și sub radical. Domeniul de definiție este, bineînțeles, mulțimea numerelor reale.
Deci nu avem niciun fel de restricții, condiții asupra variabilei. Din start putem să aplicăm ridicarea la puterea 3-a, deci ridicăm la 3-a pentru eliminarea într-o primă fază a radicalului indice 3 din membrul stâng. Rezultă în felul acesta, se elimină radicalul de ordinul 3 și obținem 2 la puterea 6x este egal cu 16 la a 3-a. Preferăm să scriem 2 la a 4-a în loc de 16, iată totul la puterea a 3-a. Rezultă mai departe, ne îndreptăm spre rezolvarea unei ecuații exponențiale simple, este 2 la puterea 6x egal cu 2 la puterea 4 ori 3, 12. De aici rezultă, având în vedere că avem puteri de aceeași bază, și pe baza injectivității funcției exponențiale, de fapt, rezultă că și argumentele sunt egale, adică 6x este egal cu 12, și de aici rezultă x este egal cu 12 supra 6, adică egal cu 2. Soluția acestei ecuații este mulțimea formată din elementul 2. Mai departe, exercițiul 4. Calculați probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea numerelor naturale de 3 cifre, acesta să aibă produsul cifrelor un număr impar. Așadar, este vorba despre un număr natural de 3 cifre, care generic se scrie în acest mod, acolo unde știm că produsul cifrelor este sau trebuie să fie impar, un număr impar. Adică, produsul cifrelor, cunoaștem încă din gimnaziu, ar fi par dacă cel puțin unul dintre cei trei factori este un număr par, divizibil cu 2. Ceea ce înseamnă că produsul este impar dacă toți, deci este impar dacă și numai dacă, toate cele trei numere, deci toți cei trei factori, atât A, cât și B, cât și C, sunt toate, sunt numere impare. Deci impare. Și acum să ne ocupăm de toate numerele posibile de forma ABC. Acestea sunt elemente ale mulțimii 100, 101 și așa mai departe până la 999. Așadar, avem numărul cazurilor posibile, care este 900. 900, numărul cazurilor posibile. Cazuri posibile. Atragem atenția că orice număr de forma ABC, acolo unde avem un 0, nu mai este produsul un număr impar, este un număr par. Deci este egal cu 0, 0 este un număr par. Dar primul număr care are produsul cifrelor, un număr impar, va fi elementul următoarei mulțimi. 1, 1, 1. Încă o dată, cifra 10-lor nu poate să fie 0, cum spuneam mai înainte. Conduce la produsul cifrelor un număr par, adică 0. Deci 1, 1, 1 este primul număr. Apoi, în funcție de ceea ce vom modifica la cifra unităților, vom avea 5 situații de acest fel. Aceasta este o situație 1, 1, 1 cu cifra unităților 1, apoi cifra unităților 3, 5, 7 și 9. Iată numerele care urmează. Acestea sunt 5 numere și numărul de 5 este determinat de cifra unităților 1, 3, 5, 7 și 9. În felul acesta avem un prim set, o primă submulțime, care este formată din 5 elemente. Deci 5 elemente. Urmează apoi acele numere în care cifra 10-lor se mărește la 3, adică un următorul set de 5 numere cu această proprietate. Iată, va fi 131, deci cifra 10-lor începe cu 3, și unitățile 1, 3, 5, 7 și 9. Le scriem rapid pe acestea. Din nou vom avea 5 elemente. După cum se vede, vom avea 5 seturi, deci anticipăm 5 seturi de 5 elemente.
acelea în care avem cifra zecilor 1, 3, 5, 7 și 9. De aceea ne permitem în continuare să scriem și așa mai departe până la 1, cifra zecilor va ajunge la 9. Deci 191, 193, 195, 197 și 199. Sunt de asemenea 5 și avem în felul acesta un set mai mare de mulțimi în care fiecare mulțime are 5 elemente. Deci, în total, avem 5 astfel de mulțimi. Vom putea conchide aici că până în prezent avem 5 ori 5, adică 25 de cazuri. În continuare, vom modifica de data aceasta și cifra sutelor. Vom trece la 3, 5, 7 și 9, dar bineînțeles că nu le vom scrie pe toate. Intuim doar. Vom scrie deci și așa mai departe. Iată o primă mulțime, acolo unde ajungem la cifra sutelor de la 1, 3, 5, 7, să ajungem până la 9, deci ultimul set de mulțimi îl scriem noi, și anume este vorba de 9 și începem din nou cu cifra zecilor 1 și cifra unităților 1, deci 1, 1, pe urmă celelalte 9, 1, 3 și așa mai departe, iată, până la 9, 1, 9, adică din nou avem 5 elemente la această mulțime. 5 elemente. În continuare, păstrând ordinul sutelor 9, avem și următoarea mulțime, 9, 3, 1 și așa mai departe. Și aici, desigur, avem 5 astfel de situații. Deci 5 situații. Și în continuare, așa cum am procedat la primul set de cazuri favorabile, iată, și așa mai departe, ultima mulțime de 5 elemente este 9, 9, 1 și așa mai departe. Toate numerele care produsul este desigur impar. Tot 5 elemente avem și acesta este al 5-lea set de mulțimi de câte 5 elemente, deci și aici avem 5 astfel de mulțimi. Și în final conchidem noi că avem 5 astfel de seturi, deci numărul cazurilor favorabile va fi dat, așa cum am arătat într-o primă instanță, de 5 ori 5, reprezintă primul set de 5 mulțimi cu astfel de elemente, și per total este 5 ori 5, deci 25, avem 5 seturi de astfel de mulțimi, deci ori 5. Este egal cu 125 și asta reprezintă numărul cazurilor favorabile. În final, probabilitatea este egală cu, vom scrie efectiv mai întâi ce înseamnă probabilitatea, deci raportul dintre numărul cazurilor favorabile supra numărul cazurilor posibile și este egal cu numărul cazurilor favorabil este 125 supra numărul cazurilor posibile, iată, le-am prezentat la început, 900. Am obținut astfel o fracție care după simplificare cu 25 conduce la 5 supra 36. Aceasta este probabilitatea. Am debarasat pentru a face loc exercițiului 5. Se consideră paralelogramul ABCD cu AB egal cu 4, AD egal cu 6 și măsura unghiului ADC egal cu 120 de grade. Determinați modulul vectorului V egal cu AB plus AD. Să începem prin a desena paralelogramul cât mai aproape de datele problemei. Iată, paralelogramul ABCD, acolo unde unghiul din D, adică ADC, conform datelor probleme, este de 120 de grade. De asemenea, mai cunoaștem că AB este egal cu 4 și AD este 6. Ceea ce înseamnă, și adăugăm noi, pe baza proprietăților paralelogramului, laturile opuse sunt congruente, deci 6 este și BC
și respectiv DC este 4 ca și AB. De asemenea, ni se prezintă o perspectivă vectorială și anume vectorul V este egal cu AB plus AD. Vectorii AB, iată, îi vizualizăm pe figură, și AD de asemenea. Cunoaștem că AB plus AD, conform regulii paralelogramului, este egal cu AC. Așadar, din V, da, care este egal cu AB plus AD, așa cum se precizează în problemă, deducem noi că suma aceasta, de fapt, este egală cu AC. Ceea ce înseamnă că modul de V, adică modulul vectorului V care se cere, este de fapt egal cu modulul vectorului AC. Ori modulul vectorului AC este simplu lungimea AC. În aceste condiții avem în triunghiul ADC toate condițiile pentru a aplica teorema cosinuselor. Iată, în triunghiul acesta ADC cunoaștem două laturi și unghiul dintre ele, ceea ce înseamnă că latura opusă unghiului se poate afla conform teoremei cosinuselor. Adică, asta înseamnă că, deci în triunghiul acesta, AC la pătrat va fi egal cu AD la pătrat, adică 6 la pătrat, trecem direct la lungimile laturilor respective, plus DC la pătrat, adică plus 4 la pătrat, minus de 2 ori AD ori DC, adică de 2 ori 6 ori 4, ori cosinus de 120 de grade. Problema care s-ar ridica, să zicem, în calculul acesta, ar fi cosinus de 120 de grade. 120 de grade este un unghi în cadranul 2. Desigur, putem calcula cosinus de 120 folosindu-ne de formule trigonometrice specifice. Cum ar fi, spre exemplu, cosinus de 60 plus 60, adică cosinus de 2 alfa. Putem chiar să folosim și alte formule, dar cea mai elegantă ar fi pentru un elev de clase de Mate Info să fie deprins cu calculul funcțiilor trigonometrice, cu depistarea valorilor foarte repede pe baza cercului trigonometric. Iată cum, și anume în cercul trigonometric, unghiul de 120 de grade din cadranul 2 are abscisa punctului de pe cerc, este aceasta este valoarea, acolo unde, deci care nu este altceva decât minus 1 pe 2, întrucât cosinusul este pozitiv în primul cadran, cadranul 4, și negativ în cadranele 2 și 3. Deci aici vom avea minus 1 pe 2. Revenim la AC pătrat. AC pătrat este egal, iată, cu 36 plus 16 minus 2 ori 24 minus 48 ori cosinus de 120 minus 1 pe 2. Continuăm. AC pătrat este egal cu 36 plus 16 este 52 plus, căci avem minus cu minus, după simplificare cu 2, 24. Egal mai departe cu 76, care este egal cu, deci 76 este egal cu 2 ori 2 ori 19, deci de 2 ori 38, adică 2 la 2 ori 19. AC înseamnă că este egal cu radical din 2 la 2 ori 19 egal cu 2 radical din 19, și aceasta este valoarea lui AC, adică modulul vectorului AC, ceea ce înseamnă că am aflat modulul vectorului V, așa cum s-a cerut la punctul 5. Trecem acum și la ultimul exercițiu, de la 6. Se consideră triunghiul ABC cu AB egal cu 60, AC egal cu 80, BC egal cu 100.
Calculați lungimea înălțimii AD a triunghiului ABC. Să începem cu desenul. Iată. Este vorba de triunghiul ABC și datele problemei le atașăm figurii. Iată, avem AB egal cu 60, AC este 80 și BC este egal cu 100. De la început se poate observa că avem de-a face cu numere pitagoreice. Deci, prima observație este că 60 la pătrat plus 80 la pătrat este egal cu 100 la pătrat. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că se verifică reciproca teoremului Pitagora, deci triunghiul ABC este un triunghi dreptunghic în punctul A. Deci rezultă, cum ziceam, mai întâi că triunghiul ABC este un triunghi dreptunghic în punctul A. Iar dacă triunghiul ABC este un triunghi dreptunghic în A, nu avem decât să apelăm la o relație cunoscută între înălțime și laturile triunghiului dreptunghic, catete și ipotenuză. Este un fapt cunoscut și foarte des utilizat, de fapt, de elevii din gimnaziu. Iată, ducem din A perpendiculară pe BC, deci avem aici înălțimea într-un punct D, deci AD este înălțimea, o vom nota cu H și spuneam că se cunoaște că înălțimea este egal cu produsul catetelor supra ipotenuză, adică H va fi egal cu 60 ori 80 supra ipotenuza 100. Este egal mai departe, se simplifică cu 10, încă o dată cu 10 și obținem 6 ori 8, deci H este egal cu 48. Subiectul 2 roman 1, materia clasei a 11-a, algebră. Se consideră matricea ADA egal cu 2A plus 1, 1 minus 2, A minus 1, minus 1, 1, 2A minus 2, 1 și sistemul de ecuații 2A plus 1, X plus Y minus 2Z egal cu A, A minus 1, X minus Y plus Z egal cu A plus 1 și 2AX minus 2Y plus Z egal cu 1 pentru A aparținând lui R. Se observă că sistemul de ecuații are matricea sistemului, de fapt matricea ADA. În aceste condiții avem următoarele cerințe. La punctul A, un exercițiu pentru toată lumea, arătați că determinant de AD1 este egal cu 1. Să scriem acest lucru, că determinant de AD1 este egal cu, pregătim terenul pentru determinantul matricei AD1. În locul lui A vom trece 1. 2 ori 1 plus 1 este 3. Primul element al acestui determinant este 3. Apoi 1 minus 2. 1 minus 2. A minus 1, adică 1 minus 1, deci 0. Apoi minus 1, 1, deci minus 1, 1. 2A, deci 2 ori 1, adică 2. Minus 2, 1. Minus 2, 1. Desigur, putem calcula în diferite moduri. Preferăm să calculăm determinantul de ordin 3 cu ajutorul proprietăților determinanților. Să reducem la calculul unui determinant de ordin 2. Pentru aceasta, încercăm să formăm încă un 0 pe linia a doua, de aceea vom lucra pe coloane. Respectiv, a treia coloană o adunăm la a doua coloană și obținem un 0 pe linia a doua. Deci va fi egal cu, iată, determinantul se transformă în felul acesta, 3, 0, 2 este coloana neschimbată, descriem pe coloane, 3, 0, 2, se modifică așa cum arată săgeata coloana a doua, deci 1 minus 2 este minus 1, minus 1 plus 1 este 0, minus 2 plus 1 este minus 1. Și a treia coloană rămâne neschimbată. Minus 2, 1, 1. Egal în continuare. Dezvoltăm, deci, după linia a doua, în funcție de elementul 1, atenție, 1 se află pe o poziție cu minus, deci avem plus plus minus, deci vom avea un determinant de ordinul 2 prin bordarea liniei și coloanei pe care se află acest element, deci este egal cu, să nu uităm, minus 1, deci minus 1, ori determinantul format din elementele rămase, 3,
minus 1, 2, minus 1, egal cu, și acum avem decalculat determinantul de ordinul 2, desfacem o paranteză aici, vom avea 3 ori minus 1, minus 3, minus 2 ori minus 1, minus 2, deci minus, minus 2. Este egal mai departe cu minus, pe lângă, minus 3 plus 2, egal cu minus, minus 1, egal cu 1, și se adeverește în felul acesta primul rezultat. Trecem acum la punctul B. Da? Determinați A aparține lui R pentru care matricea A de A nu este inversabilă. Să stabilim mai întâi strategia pe care o vom urma, adică nu există matricea inversă sau A de A nu este inversabilă, deci nu există A la minus 1, dacă și numai dacă determinantul matricei asociate, adică determinant de A de A, este egal cu 0. Așadar vom trece la calculul determinantului matricii A de A. Calculăm acest determinant preferând din nou proprietățile determinanților. Și anume, așa cum ilustrăm pe figură, vom aduna coloana a treia la coloana a doua. Și obținem în felul acesta următorul determinant. Deci se va modifica doar coloana a doua. Coloana întâi, iată, rămâne aceeași, scriem rapid, și coloana a treia rămâne de asemenea aceeași. Se modifică, cum spuneam, coloana a doua. Deci 1 minus 2 este minus 1, minus 1 plus 1 este 0 și minus 2 plus 1 este minus 1. Apoi mulțim cu minus 1 linia a treia, pe care o adunăm așa la linia întâi și mai formăm un 0 pe linia întâi în felul acesta. Se obține determinantul. Deci prima linie se modifică, 2a plus 1 minus 2a este 1, minus 1 minus minus 1, adică minus 1 plus 1 este 0, ceea ce ne-am dorit, și minus 2 minus 1 este minus 3. Linia a doua rămâne neschimbată, a minus 1, 0 și 1, și de asemenea și linia a treia, 2a minus 1, 1. Dezvoltăm apoi după elementul minus 1 de pe coloana a doua sau linia a treia. Bordăm linia și coloana pe care se află. Să nu uităm, minus 1 se află pe poziție cu minus, avem plus, plus, minus. Deci vom avea egal mai departe cu minus, minus 1, înmulțit cu determinantul de ordinul 2 din elementele rămase. Respectiv 1, minus 3, a minus 1 și 1. Este egal mai departe, egal cu minus este plus și dezvoltăm, bineînțeles, determinantul de ordinul 2. Avem 1 ori 1, 1 minus, minus 3 pe lângă a minus 1. Este egal cu 1 plus 3 pe lângă a minus 1, egal mai departe cu 1 plus 3a minus 3, egal cu 3a minus 2. Așadar, determinant de a de a este egal cu 0 și deci nu există a la minus 1, dacă și numai dacă 3a minus 2 este egal cu 0, căci 3a minus 2 este determinantul. Și de aici rezultă, bineînțeles, a egal cu 2 pe 3. Aceasta este valoarea pentru care matricea A de A nu este inversabilă. Și ne ocupăm acum și de ultimul subpunct, C. Determinați numărul real A pentru care există Y0 și Z0, numere reale, astfel încât 2Y0Z0, deci acest triplet, un astfel de triplet, să fie soluție a sistemului de ecuații. Deci revenim asupra sistemului de ecuații, să ne îndreptăm atenția asupra acestui sistem, pe care îl vom transforma de așa natură încât abscisa x egal cu 2 să facă parte dintr-un triplet care reprezintă o soluție a ecuației. Adică, iată,
Mai întâi, 2Y00, amintim că trebuie să fie conform ipotezei parte din soluție, deci să fie unul din tripletele care verifică sistemul. Asta înseamnă că X0 egal cu 2 este deja una dintre elementele fixe ale soluției, ale tripletului. Deci, cum apare acest sistem, cum se transformă, dacă în mod obligatoriu X0, iată să o notăm așa, egal cu 2, trebuie neapărat să facă parte din tripletul ce reprezintă soluția sistemului. Deci sistemul devine, în locul lui X vom trece 2. Deci vom avea 2A plus 1 ori 2 plus Y minus 2Z este egal cu A. Apoi A minus 1 ori, din nou ori 2, minus Y plus Z este egal cu A plus 1. Și în sfârșit, 2A ori X, adică 2A ori 2, minus 2Y plus Z este egal cu 1. Este echivalent mai departe, bineînțeles, avem un sistem în care avem doar două necunoscute și trei ecuații. Și, bineînțeles, aducem la forma generală. Iată, vom începe cu a scrie necunoscutele în stânga și tot ceea ce înseamnă termen liber în dreapta. Prima ecuație în felul acesta o aducem la forma Y minus 2Z egal cu, iată, A minus, trecem pe 2 pe lângă 2A plus 1, dincolo cu semn schimbat. Ne permitem să și dezvoltăm. Deci minus 4A minus 2. Apoi minus Y plus Z este egal cu A plus 1. Vedem? A plus 1. Trecem dincolo pe 2 pe lângă A minus 1. Dezvoltăm. Este 2A minus 2. Trecut dincolo cu semn schimbat. Este minus 2A plus 2. Și în sfârșit, minus 2Y plus Z este egal cu 1 minus 2A ori 2, adică minus 4A. Este echivalent mai departe, sau rezultă mai departe, următorul sistem. Iată, scriem aici. Prima ecuație este Y minus 2Z egal cu, reducem termene asemenea, avem minus 3A minus 2, deci minus 3A minus 2, apoi minus Y plus Z este egal cu A minus 2A este minus A, deci minus A plus 1 plus 2 este plus 3. Și în sfârșit, minus 2Y plus Z este egal cu 1 minus 4A. Aici n-am avut de redus nimic. Am ajuns în felul acesta la acest sistem, care este un sistem de 3 ecuații cu 2 necunoscute și este suficient să găsim valorile lui pentru care acest sistem este compatibil, de fapt compatibil nedeterminat. De ce? Pentru că înseamnă că am găsit Y și Z care alături de 2 formează un triplet care reprezintă soluția sistemului și deci sistemul inițial admite într-adevăr pentru acea valoare lui A pe care o vom afla, atunci ar admite o soluție de forma, sau mai multe soluții, de forma 2Y0Z0. Sistemul acesta, deci, trebuie să fie compatibil. Ori sistemul este compatibil, iată, îl vom nota într-un anumit mod, asterix, este compatibil, dacă și numai dacă, conform teoremei lui Kronecker-Capelli, dacă rang de A este egal cu rang de abarat. Rang de abarat. Abarat. Oricine este
matricea A, matricea sistemului în cazul nostru, este matricea care are ca elemente toți coeficienții necunoscutelor. Iată, A este egal cu matricea, deci, cu coeficienții necunoscutelor. 1, minus 2, minus 1, 1, minus 2, 1. Să scriem rapid. Iată, aceasta este matricea A și, bineînțeles, punem în evidență și matricea A barat, care este formată din toate elementele matricii A, de aceea le scriem rapid, la care se mai adaugă și coloana termenilor liberi, adică minus 3A, minus 2, minus A, plus 3 și 1, minus 4A. Rangul matricii A este 2, demonstrăm acest lucru, iată, punem în evidență un determinant de ordinul 2 nenul, maxim cât se poate compune din elementele matricii A. Deci determinantul principal va fi acesta. Scriem elementele. Deci 1 minus 2 minus 1, 1. Calculăm acest determinant. Este egal cu 1 ori 1, deci 1, minus, minus 1 ori minus 2, 2, deci minus 2. Egal cu minus 1, diferit de 0, fapt pentru care rang, declarăm că rang de A este egal cu 2. Și acum sistemul, pentru a fi compatibil, adică să existe Y și Z care să verifice acest sistem, se reduce la a demonstra că A extins are tot rangul 2. Pentru aceasta vom calcula determinantul de ordinul 3, unicul care se poate forma și care reprezintă, de fapt, determinantul caracteristic. Deci, determinantul caracteristic, iată, determinantul caracteristic este egal cu, aici îmi cer scuze, primul element este greșit, un semn a fost greșit, deci este 1 în loc de minus 1, iată toate elementele din matricea extinsă care formează determinantul caracteristic. Deci primul element este 1 și nu minus 1. Și acum trecem la calculul acestui determinant, care, bineînțeles, trebuie să fie diferit de 0 ca să avem compatibilitate. Este egal cu, vom folosi și aici, ne vom juca cu proprietățile determinanților. Mai întâi, linia a doua o adunăm la linia întâi. Și vom avea următorul determinant. Prima fază, iată următorul determinant, va fi. Deci prima linie se schimbă, 1 minus 1 este 0, minus 2 plus 1 este minus 1, și minus 3a minus 2 plus minus a plus 3 este egal cu, minus 3a cu minus a este minus 4a, și minus 2 plus 3 este egal cu plus 1. Nu este chiar atât de greu. Celelalte două le lăsăm deocamdată neschimbate. Minus 1, 1, minus A plus 3 și minus 2, 1, 1, minus 4A. Și acum am obținut o nouă configurație în care, deși am format un 0 pe prima linie, totuși este mai rentabil să formăm 2 de 0, iată avem această oportunitate nou creată, pe coloana a doua. De aceea vom aduna prima linie la linia a doua și respectiv la a treia. Este egal cu, este egal în continuare, din nou avem determinantul modificat, este vorba de, prima linie rămâne neschimbată, 0, minus 1, minus 4a, plus 1, apoi se modifică liniile 2 și 3, 0 plus minus 1 este minus 1, minus 1 plus 1 este 0, iată un prim 0 format pe coloana a doua, și minus 4a plus 1 plus minus a plus 3 este minus 5a plus 4, deci minus 5a plus 4. Linia întâi adunată la linia a treia conduce la 0 minus 2 minus 2, minus 1 plus 1 este 0, iată 2 de 0 ce am dorit, și minus 4a plus 1 plus 1 minus 4a este minus 8a plus 2,
Deci minus 8a plus 2. Egal în continuare. Reducem deci la un determinant de ordinul 2 prin dezvoltarea după coloana a doua în funcție de elementul minus 1. Minus 1 se află pe o poziție cu minus, avem plus, minus, deci cu minus. Deci minus ori minus 1 este 1. Avem deci determinantul astfel rămas prin bordarea liniei și coloanei. Adică minus 1, da, minus 1, minus 5a plus 4, minus 2 și minus 8a plus 2. Este egal în continuare. Acum vom prefera să scoatem minus și de pe linia 1 și de pe linia 2. Ne jucăm în continuare cu proprietățile determinanților. Vom avea atunci în fața determinantului minus 1 ori minus 1. Dacă scoatem pe minus 1 de pe linia 1, cum spuneam, și minus 1 de pe linia a doua. Să schimbăm totuși într-o formă ceva mai confortabilă. În felul acesta obținem determinantul de ordinul 2, mai confortabil, cum spuneam, fără atâția de minus în față, și anume vom avea 1, 5a minus 4, 5a minus 4, și 2, respectiv 8a minus 2. Continuăm cu jocul nostru cu proprietățile. Iată, pe linia a doua putem da factor comun pe 2. Deci vom avea 2 ori, căutăm să avem determinantul cât mai simplu, determinantul de ordinul 2, la care am ajuns, este 1, 5a minus 4, și pe a doua linie avem 1, am dat factor comun pe 2, și 4a minus 1. Și în sfârșit calculăm determinantul de ordinul 2. Este 2 pe lângă 1 ori 4a minus 1, deci 4a minus 1, minus 1 ori 5a minus 4, adică minus 5a, atenție la semn, plus 4, care este egal în continuare cu 2 pe lângă minus a plus 3. 4 minus 1 este 3. Sau este egal cu minus 2 pe lângă a minus 3. Și acum, iată, în această secvență care ne-a mai rămas, determinant caracteristic, vom scrie noi, este egal cu 0, sau este egal cu 0, dacă a este egal cu 3. Deci, determinant caracteristic este 0, dacă și numai dacă a minus 3 este 0, adică a este egal cu 3. Ce înseamnă a egal cu 3? Înseamnă determinant caracteristic, cum spuneam, este 0. Înseamnă că rang de a este egal cu rang de a barat. Iată, rang de a egal cu 2, dar este egal și cu rang de a barat atunci când a este egal cu 3. Care sunt care este numărul real a pentru care există 2y00 sau y00, astfel încât 2y00 să fie o soluție? Este atunci când sistemul în y și z la care am ajuns și pe care l-am dezvoltat mai înainte este compatibil, și asta se întâmplă dacă a este egal cu 3. Subiectul 2, roman 2, materia clasei a 12-a, algebră, legi de compoziție. Pe mulțimea g egal cu 0 plus infinit se definește legea de compoziție asociativă și cu element neutru, x operat cu y egal cu radical în C3 din x la puterea logaritm în bază 2 din y. Și avem următoarele cerințe. O chestiune oarecum de control, să vedem cum putem folosi legea de compoziție pentru un caz concret. Arătați că 2 operat cu 64 egal cu 4. Să rescriem primul membru, iată, 2 operat cu 64 este egal cu, vom urmări cu fidelitate legea de compoziție, deci va fi egal cu radical indice 3, iată, radical indice 3, din x, prima parte, la noi prima parte este 2, deci din 2, la puterea logaritm în bază 2, deci logaritm în bază 2, din y, adică a doua parte, în cazul nostru, din 64. 64. Este egal cu, acum se știe că logaritm
că 2 la puterea logaritm bază 2 din 64, conform unei, să zicem, formule cunoscute, a la puterea logaritm în bază a din b este egal cu b. Pentru simplu motiv că asupra logaritmului în baza a am aplicat funcția exponențială în baza a, deci funcția inversă. Cu alte cuvinte, f compus cu f la minus 1 de x este egal cu x. Deci, aplicând funcția inversă funcției logaritmice, obținem argumentul, în cazul nostru b. Pentru exemplu concret care îl avem, sub radical avem 2 la puterea logaritm în bază 2 din 64, care este egal cu 64. Deci este egal cu radical indice 3 din 64. Egal mai departe, radical indice 3, 64 este un cub, este 4 la 3-a, deci este egal cu 4 și în felul acesta se adeverește, iată, primul răspuns. Trecem acum la punctul B. Arătați că legea de compoziție asterix este comutativă. Ori legea aceasta este comutativă dacă x operat cu y este egal cu y operat cu x, oricare ar fi x și y aparținând 0 plus infinit, deci lui g. Mai întâi, x operat cu y este egal, conform legii de compoziție, radical indice 3 din x la puterea logaritm în bază 2 din y. Iar y operat cu x este egal cu, din nou, radical indice 3, dar din y la puterea logaritm în bază 2 din x. Trebuie să urmărim dacă x operat cu y este egal cu y operat cu x. Deci, întrebarea noastră este dacă radical indice 3 din x la puterea logaritm în bază 2 din y este egal cu radical indice 3 din y la puterea logaritm în bază 2 din x. Ridicăm la a treia în ambii membri, facem verificarea acestei relații. Aceasta ar fi echivalentă cu x la puterea logaritm în bază 2 din y egal cu y la puterea logaritm în bază 2 din x. Vom apela aici la proprietăți specifice funcției logaritmice și funcției exponențiale, bineînțeles, și anume în ambii membri vom logaritma în baza 2, logaritm în baza 2, ne bazăm pe injectivitatea funcției logaritmice. De aici rezultă, să scriem pe larg, logaritm în bază 2 din membrul stâng, din x la o putere, logaritm în bază 2 din y, este egal cu, aplicăm și aici același logaritm în baza 2, din y la puterea logaritm în bază 2 din x. Rezultă mai departe, avem logaritm bază 2 din x la o putere, exponentul puterii trece în fața logaritmului, sunt formule uzuale, deci vom avea logaritm în bază 2 din y înmulțit cu logaritm în bază 2 din x egal cu, aceeași proprietate se aplică și membru drept, logaritm în bază 2 din x este exponentul puterii lui y și atunci trece în față, este egal cu logaritm în bază 2 din x ori logaritm în bază 2 din y. Ori aici am ajuns la o egalitate evidentă, pentru că operația de înmulțire este operație comutativă în mulțimea numerelor reale. Deci, oricare ar fi A și B, două numere reale, logaritm bază 2 din Y este A și logaritm bază 2 din X, B, este egal cu B ori A, este o chestiune evidentă și în felul acesta am demonstrat faptul că legea de compoziție, da, este comutativă. Trecem în sfârșit la punctul C. Determinați x aparținând lui g, care sunt egale cu simetricele lor
în raport cu legea de compoziție Asterix. Vom avea următoarele etape de parcurs. Mai întâi trebuie să determinăm elementul neutru pentru a putea vedea care este expresia care definește elementul simetric. Deci elementul neutru are element neutru, deci nu mai scriem întreaga proprietate și de asemenea legea de compoziție este oricum comutativă, am demonstrat la punctul B. Deci trebuie să aflăm pe E din următoarea ecuație. X operat cu E trebuie să fie egal cu X. De aici trebuie să-l aflăm, bineînțeles, pe E. Este echivalent cu X operat cu E conform legii de compoziție este radical indice 3 din X la puterea logaritm în bază 2 din E și trebuie să fie egal cu X. Vom ridica, desigur, la puterea 3-a, să eliminăm radicalul indice 3, rezultă în continuare X la puterea logaritm în bază 2 din E este egal cu X la puterea a treia. De aici rezultă, bazele sunt egale, egalăm exponenții, logaritm în bază 2 din E este egal cu 3. Rezultă de aici, E trecând la exponențială e egal cu 2 la a treia. E egal cu 2 la a treia. Rezultă E este egal cu 8. Am aflat în felul acesta, iată, elementul neutru. Și acum trecem la elementul simetric. X operat cu X prim, așa notăm elementul simetric, X prim, trebuie să fie egal cu E. Aceasta este echivalent cu X operat cu X prim, conform legii de compoziție, este radical indice 3, din X la puterea logaritm în bază 2 din X prim este egal cu E, adică cu 8. Ridicăm și aici la puterea 3 pentru eliminarea radicalului. Rezultă în continuare că X la puterea logaritm în bază 2 din X prim este egal cu 8 la puterea 3, adică 2 la 3, totul la 3. Asta înseamnă 2 la puterea a 9. Vom logaritma în baza 2, deci logaritm în baza 2 aplicăm în ambii membrii și rezultă logaritm mai întâi în baza 2 din x la puterea logaritm în baza 2 din x prim este egal cu logaritm baza 2 din 2 la a 3. Deci să scriem totuși logaritm în baza 2 din 2 la 9, pardon, la 9. Rezultă mai departe. Din nou exponentul puterii, logaritm bază 2 din x prim, trece în față, deci avem logaritm în bază 2 din x prim, înmulțit cu logaritm în bază 2 din x, va fi egal cu logaritm în bază 2 din 2 la 9, este 9. De aici avem o primă exprimare a lui logaritm în bază 2 din x prim, deci logaritm în bază 2 din x prim, intenția noastră este să avem o expresie pentru x prim, este egal într-o primă fază cu 2 supra logaritm în bază 2 din x. Scuze din nou, este 9 supra logaritm în bază 2 din x. Deci 9 supra logaritm în bază 2 din x. Și acum este posibilă exprimarea lui x prim în funcție de x trecând la funcția exponențială, adică x prim va fi egal cu 2 la puterea 2 supra logaritm în bază 2 din x. Deci iată, rezultă de aici, continuare, că x prim este egal cu 2 la puterea întreaga fracție 9 supra logaritm în bază 2 din x. Aceasta este exprimarea sau expresia care definește elementul simetric. Ce ne spune
autorul problemei, în cerință, ne spune că x' trebuie să fie egal cu x. Deci x admite un simetric egal cu el însuși. Deci x egal cu el însuși, x egal cu x prim, x egal cu x prim, este echivalent cu a spune că 2 la puterea 9 supra logaritm în baza 2 din x, acesta este x prim, trebuie să fie egal cu x. De aici, din nou, vom logaritma în baza 2. Ne jucăm, după cum se vede, cu proprietățile logaritmului și a exponențialei. Rezultă în continuare, logaritmând în baza 2 în partea stângă, obținem chiar exponentul 9 supra logaritm în baza 2 din x, egal cu logaritmând în membru drept, obținem logaritm în baza 2 din x. De aici rezultă că logaritm în baza 2 din x totul la pătrat este egal cu 9. Și avem o ecuație de gradul 2. Putem eventual să notăm logaritm baza 2 din x cu t. Avem o ecuație de gradul 2, două soluții pentru logaritm în baza 2 din x obținem. Rezultă de aici, odată că logaritm în baza 2 din x este egal cu minus radical din 9, minus 3, sau logaritm în baza 2 din x este egal cu 3. Din prima rezultă, trecând din nou la exponențială, că x este egal cu 2 la minus 3, adică x este egal 1 supra 8, și din logaritm baza 2 din x egal cu 3, rezultă că x este egal cu 2 la a treia, adică x este egal cu 8. Deci 1 pe 8 și respectiv 8 sunt elementele care au ca simetrice pe ele însele. Subiectul 3, roman 1, analiză matematică, clasa 11. Se consideră funcția f definită pe R cu valori în R, dată de legea f de x egal cu x minus 5 pe lângă x minus 4 pe lângă x minus 3 pe lângă x minus 2 plus 1. Și trebuie să arătăm prima chestiune. Da? Punctul A, arătați că f derivat de 5 este egal cu 6. Bineînțeles că derivata aceasta poate fi calculată, deci derivata funcției în general, și apoi să înlocuim pe x cu 5. Am putea avea mai multe metode. Iată la o primă metodă la care ne-am gândit, care poate că este ceva mai ușoară. Iată, f derivat în punctul 5, să apelăm chiar la definiția noțiunii de derivată. Este egal cu limită când x tinde către 5 din linie de fracție din f de x, deci f de x minus f de 5 supra x minus 5. Aceasta este definiția derivatei în punctul x egal cu 5. Este egal cu limită când x tinde către 5 din, începem cu linie de fracție, de una ceva mai mare. Mai întâi este f de x, care este așa, x minus 5 pe lângă x minus 4 pe lângă x minus 3 pe lângă x minus 2 plus 1 și minus f de 5. Aici f de 5, după cum se vede, tot produsul acesta este 0. Pe asta am mizat când am trecut la această limită. Deci f de 5 este 0 plus 1. Deci minus f de 5, adică minus 0 plus 1. Totul supra x minus 5. Este egal mai departe cu limită când x tinde către 5 din nou vom avea linie de fracție, vom avea x minus 5 pe lângă x minus 4 pe lângă x minus 3 pe lângă x minus 2 plus 1 minus 1 este 0, de aceea nu mai scriem nimic la termenul liber. Totul supra x minus 5.
Cazul de excepție, desigur, este 0 pe 0, dar nu avem probleme întrucât simplificăm cu x minus 5. Și ajungem la, înlocuind acum cu pe x cu 5, obținem 5 minus 4, adică 1, ori 5 minus 3, adică 2, ori 5 minus 2, adică 3. Și iată, am ajuns la 6. Sau, așa cum prevede probabil autorul, cum propune autorul, f derivat de x, pornind de la derivarea obișnuită a lui f de x, f derivat de x este egal cu, vom scrie toată legea prin care este dată funcția, de aceea scriem rapid, iată, expresia prin care este dată această funcție, totul, bineînțeles, derivat, este egal cu. Prin derivarea acestei sume, avem o sumă între produsul parantezelor și 1, vom deriva produsul, iar 1 derivat va fi egal cu 0. Așadar, această derivare conduce la x minus 5 pe lângă x minus 4, după cum se vede, evităm înmulțirea parantezelor, ne conduce la o rezolvare istovitoare. Deci x minus 4 pe lângă x minus 3 pe lângă x minus 2, totul derivat. Deci asta mai avem de derivat, întrucât, așa cum spuneam, 1 derivat este 0. Și acum, de asemenea, încercăm o subtilitate să evităm calculele foarte laborioase. Vom considera x minus 5 un factor al produsului și produsul celor trei paranteze un al doilea factor al produsului. Deci, după f ori g, totul derivat ne vom lua. Deci este egal cu x minus 5 derivat, adică 1, ori x minus 4 pe lângă x minus 3 pe lângă x minus 2. Până aici am scris f derivat ori g nederivat din formula corespunzătoare. Și plus x minus 5 nederivat, iată x minus 5 nederivat, pe lângă, și acum avem x minus 4 pe lângă x minus 3 pe lângă x minus 2, totul derivat. Ar trebui să derivăm mai departe, nu o facem însă, întrucât avem oportunitatea de a calcula f derivat în punctul 5. Și anume, dacă în această expresie înlocuim f derivat, punctul 5 va fi egal cu produsul parantezelor conduc la 1 ori 2 ori 3 plus, nu mai interesează ce rezultat avem în paranteză, întrucât un factor al acestui produs, x minus 5, se anulează. Deci plus 0. Deci este egal din nou cu 6 și se obține de asemenea, desigur, același rezultat. Aș vrea să fac și observație relativ la acest prim exercițiu, unde se cere un lucru la prima vedere destul de simplu, f derivat de 5 egal cu 6. Să atrag atenția asupra faptului că exercițiul acesta este totuși dificil pentru toți elevii, chiar dacă sunt la Mate Info. Întrucât tentația, și cred că foarte mulți elevi asta vor face pe un astfel de exercițiu, vor dezvolta produsul din exprimarea legii funcției și vor ajunge la niște calcule, după părerea noastră, destul de laborioase. Variantele însă, varianta 1, dar și varianta 2, scutește, bineînțeles, de calcule laborioase, cum spuneam. Și trecem acum la următorul subpunct, la subpunctul B. Am debarasat pentru a trece acum la punctul B. Calculați limită când n tinde la infinit din f de n plus 1 minus 1 supra f de n minus 1 totul la puterea n. Mai întâi să vedem cine este f de n plus 1 minus 1 supra f de n minus 1. Să aducem la o formă mai simplă această expresie, această fracție. Iată, o rescriem la punctul B. Explicităm, bineînțeles, funcția în raport cu ceea ce ni se dă aici, f de n plus 1. Deci vom avea, într-o primă fază,
ordine de fracție. La numărător, f de n plus 1 înlocuim în legea funcției, avem n plus 1 minus 5, adică n minus 4 este o primă paranteză, pe urmă n plus 1 minus 4 este n minus 3, similar avem n minus 2 și n minus 1. Avem plus 1, aceasta este înlocuirea corectă, și bineînțeles, la fracție mai avem, la numărătorul fracției mai avem și minus 1. În mod similar lucrăm și cu f de n minus 1, acesta va fi egal cu n minus 5, înlocuim pe x cu n, n minus 5, pe lângă n minus 4, pe lângă n minus 3, pe lângă n minus 2, din nou minus 1, plus 1, am înlocuit până în prezent în legea funcției, și bineînțeles minus 1. Reducerile sunt evidente și avem doar produse atât la numărător cât și la numitor. Este egal, deci, mai departe, după ce am redus, ne permitem să facem puțin mai repede, vom trece și la simplificările corespunzătoare. N-4 cu N-4, N-3 cu N-3, N-2 cu N-2 și obținem N-1 supra N-5. Revenim acum la limita cerută și scriem în noul format pe care l-am dobândit. Respectiv, vom avea limită când n tinde la infinit din, în paranteză avem n-1 supra n-5. Este rezultatul obținut mai înainte. Totul la puterea n. Cazul de excepție este desigur 1 la infinit. În paranteză avem o funcție rațională în raport cu n, iar gradele sunt egale, raportul coeficienților este 1 pe 1, deci 1, iar la exponent avem infinit. 1 la infinit, care este excepție și bineînțeles se rezolvă după rețeta cunoscută a șirului lui E. Deci, într-o primă fază, vom scrie, așa cum foarte multă lume este obișnuită deja, la clasele de mate info, în mod sigur, n tinde la infinit, adunăm și scădem 1. 1 plus n minus 1, este metoda cea mai sigură, n minus 5 minus 1. Să aducem la forma consacrată a șirului lui E. Totul la puterea n. Aceasta este un prim artificiu de calcul. Apoi, limită când n tinde la infinit, atât din 1 plus, aici vrem să vedem care este șirul care se adună 1, trebuie să aducem la numitor comun, începem cu numitorul care este n minus 5, deci n minus 5, iar la numărător avem n minus 1, scriem aici, n minus 1 minus n, atenție la semn, plus 5, este egal cu 4. Se reducem cu minus n și 5 minus 1 egal cu 4. Deci avem 4, totul la puterea n. Nu vom scrie la puterea n, este al doilea artificiu de calcul care facem de data aceasta la nivelul exponentului. Avem la puterea inversul acestei expresii, a lui 4 supra n minus 5, adică n minus 5 supra 4. Nu am avut așa ceva, de aceea scriem și ori 4 supra n minus 5 și ori ceea ce am avut, bineînțeles, ori n. Este egal mai departe. Și acum vom grupa corespunzător. Aceasta era rețeta de care vorbeam. Iată, felul acesta. Se profilează astfel limita bazei, care este ceea ce am pus noi în paranteza dreaptă și care înseamnă șirului E. Deci este egal cu E. Iată, deci cu E. La puterea limită, avem aici o limită restantă la exponent, deci este E la puterea limită din 4N supra N minus 5. Este egal mai departe.
avem E la puterea, avem din nou limită simplă la care se cunoaște rezultatul, în sensul că avem un rezultat consacrat la clasă, anume o funcție rațională în care gradele sunt egale și, bineînțeles, este atunci raportul coeficienților. Deci la puterea 4 pe 1 egal cu E la 4 și acesta este rezultatul final la punctul B. Ne ocupăm în continuare de subpunctul C. Demonstrați că ecuația f derivat de x egal cu 0 are trei soluții reale. La punctul C, considerăm că este foarte important să debutăm cu niște observații preliminare. Și anume, mai întâi facem observația că funcția f este o funcție polinomială. Prin înmulțirea parantezelor se ajunge la un polinom. Deci o funcție polinomială, deci este funcție polinomială. Mai mult, gradul lui f este egal cu 4. Din înmulțirea celor 4 funcții de gradul 1 din legea funcției, desigur ajungem la gradul maxim x la 4. De asemenea, este ușor să remarcăm și faptul că dacă funcția f este o funcție polinomială de grad 4, atunci f derivat este de asemenea o funcție polinomială a cărui grad, deci gradul f prim, este egal cu 3. Asta înseamnă că f derivat de x egal cu 0, ecuația pe care trebuie să o studiem noi, această ecuație este ecuație polinomială de gradul 3 și ea are, din studiul algebric, cel mult 3 rădăcini sau 3 soluții. O a doua observație, să zicem așa, legată de prima, de faptul că f este o funcție polinomială și din descrierea legii, așa cum este dată ea în text, x minus 5 pe lângă x minus 4 pe lângă x minus 3 pe lângă x minus 2 plus 1, este bine să observăm, sau cheia demonstrației de fapt se află aici, să observăm că valoarea funcției în punctul 5 este egală cu valoarea funcției în punctul 4, valoarea funcției în 3 și valoarea funcției în punctul 2. Valorile funcției în cele 3 valori, 2, 3, 4 și 5, este desigur egală cu 1. Este o chestiune care ne îndeamnă să reprezentăm și grafic aspectul acesta. Iată, într-un sistem de axe, să ilustrăm acest aspect al funcției noastre, punctele de pe axa OX 2, 3, 4 și 5, acolo unde funcția ia aceeași valoare, și anume valoarea 1. Ilustrăm aceste valori. Deci, aici, la 2, 3, 4 și 5, valoarea funcției f este aceeași, este 1. Această egalizare a valorilor funcției la capetele unui interval, cum este intervalul 2, 3 sau 3, 4 sau 4, 5, ne duce cu gândul la teorema lui Rolle. Deci, să fie foarte clar, un astfel de exercițiu poate fi rezolvat de un elev care are o aplicare mai mare, un exercițiu mai îndepărtat asupra tuturor noțiunilor, teoremelor, definițiilor din analiza matematică de clasa 11-a și cu destul de mare ușurință îi se atrage atenția, structura acestui exercițiu îi atrage atenția asupra teoremei lui Rolle. Aici avem la capetele intervalului valori egale ale funcției. De aceea noi vom readuce aminte cât mai succint teorema lui Rolle. Iată, într-un sistem de axe, dacă avem două valori sau funcția definită pe un interval AB și la A și B funcția aceasta este condiția tare din ipoteza teoremei lui Rolle, anume că f de A și f de B sunt egale. În aceste condiții, iată, deci ce, să începem chiar cu ultima condiție a lui Rolle,
anume că f de a este egal cu f de b și, bineînțeles, condițiile a și b ale funcției f definite pe a, b cu valori în R. Funcția f este continuă, bineînțeles, pe AB și f derivabilă pe AB deschis. În aceste condiții rezultă existența unui punct C între A și B, deci între A și B, astfel încât derivata în punctul C să fie egal cu 0. Cu alte cuvinte, ecuația f derivat de x egal cu 0 să aibă cel puțin o soluție. Așadar, aceasta este teorema lui Rolle, f definită pe AB cu valori în R, cu cele trei condiții, continuitatea pe AB, derivabilitatea pe deschis și f de A egal cu f de B. Condiții în care există neapărat cel puțin un punct C între A și B pentru care derivata în C egal cu 0. Ce înseamnă derivata în C egal cu 0? Interpretarea geometrică a derivatei după Leibniz ne spune că derivata într-un punct reprezintă panta dreptei tangentei în acel punct la grafic. De aceea, în această ilustrație vom prezenta și câteva grafice fictive. Putem avea astfel de situație, de exemplu, graficul funcției, acolo unde există un punct în care tangenta la grafic este paralelă cu axa x, adică are derivata egală cu 0. Iată, tangenta și, bineînțeles, proiecția pe axa x reprezintă un punct C, care este soluția, de fapt, a ecuației f derivat de C egal cu 0. În același timp, putem să prezentăm fictiv și un alt grafic, iată-l, acolo unde avem trei puncte de extrem local, iată, adică în trei situații avem tangenta paralelă la axa OX și, în consecință, ducând perpendicular, le obținem C1, C2 și C3, adică ecuația f derivat de C egal cu 0 poate avea, în general, mai multe, în cazul ilustrat aici, trei soluții. Este bine de prezentat acest lucru să dăm o justificare clară pentru exercițiul nostru, întrucât faptul că există cel puțin un punct între A și B care verifică ecuația ne arată că între 2 și 3, între 3 și 4, între 4 și 5, funcția f fiind, desigur, derivabilă și continuă și f de 2, f de 3, f de 4 și f de 5, toate sunt egale cu 1, deci suntem în condițiile teoremelui Rolle. Totuși, între 2 și 3, între 3 și 4, între 4 și 5, putem avea doar câte un singur, trebuie să avem neapărat cel puțin un element C care să verifice ecuația, dar ne plafonează și observația de la început, anume că funcția f derivat este o funcție polinomială de grad 3 care are cel mult 3 soluții. Asta înseamnă că între 2 și 3 avem doar o soluție, între 3 și 4 doar o soluție și între 4 și 5 doar o soluție. Adică, dacă x aparține felul acesta lui 2, 3, atunci rezultă că avem o soluție, să o notăm alfa 1, astfel încât f de alfa 1 derivat să fie egal cu 0. Dacă x aparține între 3 și 4, conform teoremei lui Rolle, avem cel puțin una, dar neapărat una singură și nu mai multe, alfa 2, astfel încât f derivat de alfa 2 să fie egal cu 0 și, în sfârșit, dacă x aparține lui 4, 5, de asemenea, avem încă o soluție, alfa 3, astfel încât f derivat de alfa 3 să fie egal cu 0. Adică soluția are cel mult și cel puțin 3 elemente pe care le putem nota, alfa 1, alfa 2 și alfa 3. Am putea să ilustrăm aproape de situația reală a graficului funcției f
Și graficul pe, în sistemul nostru de axe, iată, acesta ar putea fi graficul. Suntem conștienți de faptul că funcția f fiind de gradul 4, atât la minus infinit cât și la plus infinit, este plus infinit, limită când x tinde la minus sau plus infinit, de aceea are ramurile spre plus infinit raportat la axa y. Și, bineînțeles, atunci când se apropie graficul de intervalele 2, 3, 3, 4 și 4, 5, obținem puncte specifice derivatei, acolo unde tangenta la grafic este paralelă cu axa x și care generează pentru ecuația derivatei 3 soluții. Acestea vor fi alfa 1, iată, alfa 1, alfa 2 și alfa 3, de care am vorbit mai sus. Bineînțeles, graficul fiind graficul funcției f și nu a funcției derivate, să ne înțelegem. Faptul că derivata se anulează în punctele alfa 1, alfa 2, alfa 3 este demonstrat prin teorema lui Rolle și, bineînțeles, cum spuneam, nu pot să fie mai mult de 3 puncte, întrucât f derivat este o funcție polinomială de gradul 3. În felul acesta considerăm că am dat o justificare amănunțită pentru rezolvarea acestui exercițiu, care, în opinia noastră, nu este deloc ușor sau la îndemâna oricărui elev. Subiectul 3, roman 2, materia clasei a 12-a, analiză matematică. Se consideră funcția f definită pe R cu valori în R, dată de legea f de x egal cu 1 minus e la x supra 1 plus e la x. Prima cerință, la punctul A, determinați primitiva g a funcției g definit pe R cu valori în R, dat de legea g de x egal cu 1 plus e la x totul ori f de x, pentru care g de 0 egal cu 0. Mai întâi să explicităm funcția, să vedem care este legea prin care este dată funcția g. G de x este egal cu 1 plus e la x, așa cum se spune, totul pe lângă f de x. În loc de f de x vom trece funcția, legea funcției f, adică este ori, linie de fracție, 1 minus e la x supra 1 plus e la x. Deci să scriem rapid, funcția, legea funcției f de x. Desigur, se observă simplificarea imediată, este egal mai departe cu 1 minus e la x. Deci, dacă g de x este egal cu 1 minus e la x, atunci mai întâi vom afla toate primitivele funcției g. Ori toate primitivele funcției g înseamnă integrala nedefinită din g de x de x. Ce este integrala nedefinită a unei funcții? Mulțimea tuturor primitivelor acelei funcții. Acestea vor fi egal cu integrală din g de x, adică din 1 minus e la x de x. Și asta este egal cu integralele elementare, 1 și e la x, sunt x minus e la x, căci e la x derivat conduce la e la x, plus mulțimea constantelor, plus o constantă c. Acum trebuie să găsim primitiva pentru care condiția g de 0 egal cu 0 este satisfăcută și atunci, dacă avem o primitivă pe care o notăm cu g, pardon, cu g, g de x este egal cu x minus e la x plus c, acolo unde g de 0 este egal cu 0, această informație avem, atunci putem să identificăm, să particularizăm această funcție, să găsim funcția respectivă. Deci rezultă atunci g de 0, care este egal cu 0, adică 0 minus e la 0 plus c, acesta este g de 0, trebuie să fie egal cu 0. Adică avem 0 minus 1 plus c egal cu 0, rezultă de aici c este egal cu 1. Iar dacă c este egal cu 1, rezultă în continuare că g de x, primitiva căutată este x minus e la x, x minus e la x, acolo unde c are o valoare clară, 1, deci plus 1. Aceasta este primitiva cu condiția dată. Trecem la următorul punct, la punctul B. Calculați integrală de la 0 la 1 din f de x de x.
Să scriem această integrală, iată, integrală de la 0 la 1 din f de x în forma sa explicită este fracția 1 minus e la x supra 1 plus e la x de x. Vom căuta să găsim primitiva funcției sau a unei funcții dintr-o eventuală descompunere a acestei fracții, de așa manieră încât să urmărim derivata numitorului. Derivata numitorului 1 plus e la x este e la x. Și încercăm să aplicăm, să vedem dacă putem aplica o formulă sau o integrală uzuală, integrală din fi derivat de x supra fi de x. Așadar, integrala unei funcții în care este dată sub forma de fracție, iar la numărător avem tocmai derivata numitorului. Se cunoaște faptul că întotdeauna integrala unei astfel de funcții este logaritm natural din modul din fi de x plus o constantă. Acest lucru îl vom urmări în cadrul integralei noastre. Pentru aceasta este nevoie de un artificiu de calcul. Vom scrie integrală de la 0 la 1 din, începem cu linie de fracție, dorim să despărțim fracția într-o sumă de algebrică de două fracții, deci numitorul rămâne 1 plus e la x, iar la numărător dorim să avem tot 1 plus e la x. Deci 1 plus e la x, dar aici este artificiul de calcul, minus 2 e la x. Am restabilit adevărul. Dx egal cu, și acum, bineînțeles, vom despărți fracția în două, o sumă algebrică de două fracții, cum am spus. Deci este egal mai departe, iată, scriem aici, integrală de la 0 la 1, din 1 plus e la x, ca să înțeleagă toată lumea, totul supra 1 plus e la x, minus 2 ori e la x supra 1 plus e la x de x. Dezideratul propus ne l-am determinat în a doua integrală pe care o vom avea, deci este egal mai departe cu integrală de la 0 la 1, despărțim în două integrale, din 1 plus e la x supra 1 plus e la x, aici bineînțeles că vom simplifica, deci vom avea o primă integrală elementară, integrală de la 0 la 1 din dx minus, deja vom trece în față constanta, 2 ori integrală de la 0 la 1 din e la x supra 1 plus e la x dx. Este egal mai departe, prima integrală este simplă, este x de la 0 la 1, minus 2 ori, aici am văzut că 1 plus e la x derivat este egal de fapt cu e la x, adică exact numitorul este exact derivata numitorului. Deci putem aplica formula expusă în partea dreaptă. Deci minus 2 ori logaritm natural din 1 plus e la x. Nu avem nevoie de modul, întrucât 1 plus e la x este strict pozitiv, de la 0 la 1. Și acum înlocuirile de rigoare. Prima dată, x de la 0 la 1 este 1 minus 2 logaritm natural din 1 plus e la x, deci 2 pe lângă, ca să nu greșim, înlocuim prima dată cu 1, 1 plus e, minus logaritm natural din 1 plus e la 0, adică plus 1. Închidem aici paranteza. Egal mai departe cu 1 minus 2, ori avem o diferență de logaritm în aceeași bază, baza este e, aici 1 plus 1 fac 2, deci este 2 ori logaritm natural, aici avem, da, logaritm natural din 1 plus e, iată, supra 2. Și este egal mai departe, dacă minusul trecem în interior, avem 1 minus plus 2 logaritm natural din 1 plus e supra 2 totul la minus 1, deci 2 supra 1 plus e. Acesta este rezultatul. Am debarasat și am trecut, iată, la punctul C.
demonstrați că integrala de la minus 1 la 1 din f de x cos de x de x este egal cu 0. Înainte de toate, vrem să facem o precizare, anume că întotdeauna când avem o integrală a unei funcții definite pe un interval centrat în 0, adică x aparține lui minus a sau minus 1, 1, cum este în cazul nostru, este bine să avem în vedere rezultatul unei teoreme predate în mod sigur la clasele de mate info. Eu însumi am predat la un liceu economic și la un liceu tehnologic această teoremă. Anume că, și rezultatul teoremei, anume că, iată, facem aceste precizări teoretice mai întâi, dacă avem o integrală de la minus a la a dintr-o funcție f de x de x, atunci avem trei posibilități cu calculul acestei integrale. Și anume, este egal cu, iată, trei posibilități. O primă posibilitate este cazul în care integrala este 0. Deci este egală cu 0 și asta se întâmplă dacă funcția f admite faptul că f de minus x este egal cu minus f de x. Adică funcția este o funcție impară. De asemenea, integrala este egal cu 2 integrală de la 0 la a din f de x de x dacă funcția f este pară, adică f de minus x este egal cu f de x, deci în cazul în care funcția este pară. Bineînțeles, aici nu suntem ca la numerele naturale sau întregi, par și impar. Aici avem funcție pară, impară sau o funcție care este diferit. Și de pară și funcția f este diferită și de funcție impară. În cazul acesta trebuie calculată integrala cu metode tradiționale. Adică putem ajunge la diferite numere. Dar este foarte important să remarcăm aceste două rezultate atunci când funcția f, și este de urmărit acest lucru întotdeauna când avem o integrală de la minus a la a, adică unde funcția este definită pe un interval centrat în 0, pe intervale simetrice, dacă să urmărim dacă funcția este impară sau dacă funcția este pară, după părerea noastră. Dacă în cazul de față vom demonstra că funcția f de x cos de x este o funcție impară, atunci rezultatul 0 este justificat, având în vedere că teorema s-a predat la clasă. Urmărim deci funcția. Pentru funcția f de x egal cu 1 minus e la x supra 1 plus e la x, în primul rând funcția aceasta, dacă este o funcție pară sau impară. Pentru aceasta încercăm să vedem dacă f de minus, cu cine este egal f de minus x. F de minus x este egal cu, conform legii funcției, avem 1 minus e la minus x supra 1 plus e la minus x este egal, mai departe, avem o fracție supraetajată și anume este 1 minus 1 supra e la x supra 1 plus 1 supra e la x, folosit puteri cu exponent negativ, egal cu, din nou, o linie de fracție. Aducem la numitor comun, este e la x, deci e la x minus 1 supra e la x, tot supra e la x va fi și numitorul fracției, deci vom elimina deja numitorul, și supra e la x plus 1. Este egal, mai departe, egal cu, vom da factor comun la numărător pe minus, deci minus pe lângă 1 minus e la x, totul supra 1 plus e la x, egal cu minus, linie de fracție, ca să fie foarte clar, facem toate etapele, 1 minus e la x, am trecut minus în fața liniei de fracție, supra 1 plus e la x. Adică am obținut chiar legea funcției cu minus în față, minus f de x. Ce înseamnă asta? Rezultă că funcția f este o funcție impară. Acum, bineînțeles, și
funcția, să zicem, h de x egală cu f de x, am notat noi așa, ori cosinus de x. Pentru această funcție, h de minus x, da, este egal cu f de minus x ori cosinus de minus x egal mai departe f de minus x, având în vedere că este o funcție impară, este minus f de x, ori cosinus de minus x se cunoaște de la trigonometrie că este o funcție, este singura funcție trigonometrică pară, deci este egal cu cosinus de x, egal mai departe cu minus f de x cos de x este h de x, deci minus h de x. Din rezultatul la care am ajuns și de la care am pornit, rezultă că funcția h este o funcție impară. De fapt, este o proprietate aceasta, anume că produsul dintre o funcție impară și o funcție pară este tot o funcție impară. Dacă h este impară, atunci rezultă că integrală de la minus 1 la 1 din h de x de x, care nu este altcineva decât integrală de la minus 1 la 1 din f de x cosinus de x de x, este egal cu 0. Repet, demonstrația este corectă câtă vreme această proprietate a fost demonstrată la clasă și face parte din programa de matematică, de analiză matematică la clasa a 12-a, la clasele de informatică. Repet, am predat această teoremă și la clasele de tehnologie.